lași ca și la școală, dacă repeți o temă de mai multe ori, îl memorezi mai bine și rămâne mai bine în viața ta. Lucrurile care le-ai învățat bine din tinerețe și în copilărie, le știi și la bătrânețe. Dar unele lecții care nu le-am învățat bine, m-am bătut cu ele așa în viață, dar n-am reușit să ia-mi aminte nimic din ele, pentru că nu le-am învățat cum trebuie. Așa este și pocăințele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător dacă îl știm bine și dacă este asimilat bine în viețile noastre. Dacă nu, ce să lucrezi, fraților? Și de aceea m-am gândit, ca să mai amintim unele lucruri, cât de simple metode găsește Dumnezeu pentru oameni. De ce Dumnezeu a ales lucruri așa de simple? De multe ori ne punem întrebarea, mă, de ce a ales Dumnezeu lucruri chiar așa simple ca să rezolvă probleme? Când în lumea noastră de astăzi lucrurile sunt foarte complicate, nu? Numai telefonul ăla care îl folosim noi, păi cineva l-a gândit să-l facă. Noi nu știm nici pe un sfert din el să folosim câte există acolo. Dar cineva a avut minte să-l facă, să-l construiască. E, și ne gândim la lucruri complicate. Mi-aduc aminte că fratele moldoveanu predica despre un căutător din ăsta de perle, care se scufunda acolo și căuta scoici din alea în care se găseau perle. Și-a venit un evanghelist să-i predice pe Iisus Hristos. Și când a început ca să-i predice despre viața veșnică, despre mântuirea care Dumnezeu o dă omului și nu știu ce, el a zis, și cât costă? Și a zis, fratele, predicatul, nu costă nimic, nu-mi trebuie mântuirea asta. E prea ieftin, mi-e așa ceva ieftin, lucrurile ieftin, nu-mi trebuie. Ei, foarte mulți oameni în zilele noastre de astăzi, exact așa gândesc. Bă, dacă e așa simplu, nu cred că e valabil lucrurile așa simple. Dar uite, chiar lucrurile astea simple, pune cuvântul lui Dumnezeu în Corinteni, că El a luat lucrurile slabe, lucrurile simple, lucrurile care, chiar care nu sunt, le ale, ca să facă de rușine pe cele care sunt. Ei, aici s-a întâmplat că atunci când a vorbit despre șarpele acesta de aramă, care trebuia voi să se înalțe, în primul rând, trebuie să realizăm că Dumnezeu, în lucrurile în care au trecut poporul lui Israel, în primul rând, a lăsat șerpii aceia veninoși ca să-i muște, ca să îi conștiințeze, ca să le facă conștient în mintea lor că ei au vorbit ce nu trebuia împotriva Domnului, s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu, au păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu lasă lucruri care nu sunt pe placul nostru și nu numai că nu sunt pe placul nostru, chiar sunt dureroase în viețile noastre, ca să ne facă conștient că noi avem nevoie, că suntem păcătoși, că am păcătuit, că facem ce nu trebuie și că avem nevoie de o soluție pentru ceea ce ne deranjează, pentru ceea ce pe noi ne lovește, de aceea ne doare pe noi. Și soluția este la Cel care ne-a creat, frații mei. Nu este la altcineva. Deja putem alerga la oameni cât vrem noi. Dacă soluția pentru care noi suntem loviți este păcatul, apoi nu vă supărați, putem alerga la oameni dintr-un capăt al lumii până la celălalt, pentru că nu găsim soluții. Dar dacă alergăm acolo unde trebuie, la Cel care trebuie și la Cel care poate, soluția e foarte simplu, dragii mei. Să crezi. Să crezi. Asta este soluția. Ei, apoi, foarte interesant este, nu? Adică, vine păcatul, vine șarpele acela, culpa păcatului, mușcă pe oameni care e clar că erau veninoși și acolo nu este nicio șansă. Mai în zilele noastre de astăzi, după atâția ani de zile, medicina a mai găsit, să zic așa, antidotul pentru venin, dar știți din ce? Tot din venin este, fraților. Și asta de unde? Pentru că Dumnezeu așa a făcut chiar acolo. Ridică un șarpe. Dar de ce să ridic un șarpe? Păi n-am nevoie de El care m-a mușcat, El care a adus durere, El care mi-a pus în mor. Mie n-am nevoie să mă uit la așa ceva, sătul de ce-o făcut. Aș vrea la altceva să mă
viață. Bine cu multă. Asta numai Dumnezeu poate face. Oamenii nu pot face așa ceva. Ca să fii, aducă ceva moartea și din ce să-ți aduci moartea să se schimbe, să te uiți la el cu atenție și să schimbe dintr-o dată în viață. Asta numai Dumnezeu cu totul o face. Și cum a făcut tot Dumnezeu? Ca să-l înalțe. De ce? Să fie la îndemână. Că dacă este înălțat, e la îndemână. Și cel care a fost la un kilometru departe și cel care a fost poate la 10 km, că în deșert este numai pustiu așa, nu-s munți, nu-s dealuri, este un tindere așa cât vezi cu ochii și cel care era aproape și cel care era de departe are atâta de vreme ca să fie la îndemâna lor. Ca oricine, oricine să privească la șarpele acela, să poată trăi ca să nu moară. Ei, asta a fost soluția lui Dumnezeu. Și asta a fost la îndemână acolo. Ei, asta ne simboliza că tot așa Dumnezeu avea în vedere iertarea omenirii, aducerea soluției pentru păcatele noastre, că tot prin simbolizat că avea în viitor tot așa de simplu să facă ceva pentru mântuirea și pentru viața noastră veșnică. Adică așa cum a fost înălțat șarpele acela în pustie, să fie înălțat și omul. Dar de ce să fie înălțat omul? Pentru că prin om a venit păcatul, dragii mei. Apostolul Pavel ne spune foarte clar în Corinteni. Nu? În Corinteni, capitolul 15, acolo spune așa. Căci dacă moartea a venit, 15:21, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Foarte interesant, nu? Adică prin om a venit moartea și acum vine prin om, învierea din morți, dragii mei. Dar, și cum? Toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Și lucrul acesta a făcut Dumnezeu ca prin același lucru care a venit moartea, tot prin același lucru să vină și viața veșnică. Și de aceea a trebuit să fie înălțat omul, ca oricine crede în el să nu piară, și să aibă o viață veșnică. Dar aici este problema cu credința. Aici este problema cu credința că, în special în țara noastră, care se declară o țară creștină, poți să intri, atei sunt foarte puțini, mai găsești Scripturul care spun că nu cred până la o vreme. Când se apropie de bătrânețe sau la boală, atunci zic, Doamne ajută, Doamne dacă există, ajută-mă și așa. Deci nu sunt atei 100%. Însă așa, că nu vreau ei ca să meargă la biserică și îs comuns în viața lor. Dar problema credinței este în felul următor, dragii mei. Toți spun că cred. Dar întrebarea mea este, Biblia ne învață despre primul om pe care Dumnezeu l-a numit ca tatăl tuturor credincioșilor, pe Avram. Dacă ne uităm cu atenție ce a însemnat credința a lui Avram și de ce l-a numit Dumnezeu tatăl tuturor credincioșilor, pentru că Dumnezeu i-a vorbit lui Avram. Și ce i-a spus lui Avram? Ieși din țara ta, dintre rudenile tale, din țara în care lucrezi și du-te în țara care îți voi arăta. Și ce-o zis la Avram? Păi, mă mai gândesc. Îs cam bătrân, e greu să pornesc acum la drum. Stau bine aici, slavă Domnului, îs binecuvântat, nu-mi lipsește nimica, cred că tu existi și asta, dar mi-ar plăcea să stau aici. Așa a făcut Avram, dați-o mei. Avram și-a luat familia, și-a împachetat lucrurile și a pornit la drum. Fără să știe unde merge. Și țara în care i-a arătat Domnul, să știți, nu a fost aici la vecii la Umburi. Mergem, stăm în Oradea și numai și pe jos poți să mergi și ușem și un dat ai trecut la țara cealaltă. Nu a fost așa. Țara aceea a fost la foarte mare depărtare, dragii mei. O trebuit ani de zile să călătorească pe drum ca să ajungă în țara care i-a promis-o Dumnezeu. Și Avram a pornit
Și a călătorit, și a călătorit, și a călătorit, până când a ajuns în țara aceea. Și când a ajuns în țara aceea, Dumnezeu îl pune la încercare pe Avram. Îi spune, no, acum știi care e problema. Văd că ai ascultat, ai fost ascultător, adu pe fiul tău ca jertfă. Foarte interesant, nu? Deci, credința fraților nu e chiar așa simplă cum o credem noi că și o mărturisim pe unul. Avram, noi credem, nu știu ce. Dumnezeu nu ne-ar cere lucruri așa, m-ar pune eu cerut lui Avram. Pentru că vede că n-avem credința lui Avram, fraților. Noi n-avem credința lui Avram. Noi suntem numai niște moștenitori, așa cum spune Biblia, că toate semințile pământului vor fi moștenit în sămânța ta. Dar, fraților, păi mă uit eu așa la bunicii noștri, nu? La bunicii noștri și noi, ca nepoța lor, noi suntem tare departe din ce moștenim de la ei, fraților. Și așa sunt neamurile în zilele noastre de astăzi cu credința. Noi nu avem credința, de aceea Dumnezeu nici nu ne cere lucrurile mari. Dar de ce Avram s-a grăbit? Foarte interesant, când citiți acolo, spune că Avram s-a sculat mai de dimineață în dimineața aceea când trebuia să ducă copilul de jertfă, ca altă dată. S-a grăbit să facă ceea ce Dumnezeu i-a spus. De ce? Pentru că au crezut în promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că înainte de a aduce jertfă pe copilul său, Domnul i-a promis că în copilul acela, nu în copilul născut din robă, că din copilul care i-a dat Dumnezeu, va fi el binecuvântat și semințiile pământului. Și Avram s-a și gândit la început. Mă, mi-a zis Domnul să aduc copilul de jertfă, Domnul mi-l dă înapoi din mort. Așa a crezut Avram. De aceea s-a grăbit și când orice credincioș, când Dumnezeu îi spune un lucru, promite un lucru, chiar dacă e împotriva firii și vederii noastre, dar dacă crezi, te grăbești să faci lucrul, să vezi minunea. Că asta e problema. Noi suntem doritori să vedem minune. Dacă venim aici și spunem că vine un om care are darul minunilor și al tămăduirilor, păi nu încape aici de asta atâția mii. Dar de ce? Că-s curios să vadă minunea. Ei, Avram era acela care era curios ca să vadă și dornic să vadă împlinirea aceea ce Domnul i-a promis lui, pentru că o știut că el chiar din morții va da înapoi. Prin credință a adus Avram, Evrei 11, prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare el, care primise făgăduințele. Fraților, el înainte de a cere Domnul jertfă, a avut făgăduințe cu privire la copilul acesta. Și Avram a crezut în făgăduințe, fraților. Asta a fost prima dată în ce a crezut el. Și a primit făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă, au zis, cum a adus, fraților? Cum a adus? De silă? Vai de mine, năcăjit? Nu! Cu bucurie a adus jertfă pe singurul fiu. El căruia îi spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din mor. Și vei vorbi ca înviat din mor să l-a primit înapoi. Binecuvântat să fie Domnul. Fraților, asta înseamnă credință. Ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, cu bucurie în împlinit, cu bucurie pornim să facem și să trăim ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin cuvântul lui. Pentru că El este acela care împlinește tot ce spune în cuvântul lui. Nu împlinește nimic din ce nu spune cuvânt. Nici nu împlinește, fraților. Nici dorințele noastre, nici gândurile noastre, nici planurile noastre. Tot ce facem și nu-i după cuvânt, nimic nu împlinește. Dar tot ce este prin cuvânt, fraților, El împlinește că este Tatăl tuturor credincioșilor, fraților. Și El este credincios făgăduințe Lui. El a spus, pentru că oricine atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Dumnezeu. Pentru că oricine sunt eu, oricine ești tu, oricine este pe afară, oricine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Suntem aici la sărbătoare, pentru că El
a dovedit că Dumnezeu l-a înviat din mort. Prin om a venit moartea și prin om a venit învierea morților. Ca noi să credem și noi să stăm astăzi aici la sărbătoare că prin credință în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos am fost iertat de păcatele noastre. Am fost chemat dintre oameni care eram interferiți în păcat și mocirile ca ceilalți și ca oricare om. Mi-a schimbat viața, mi-a dus la o viață nouă, sfântă și curată, înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin om care a fost înălțat, pentru că am crezut în jertfa Lui, pentru că credem în El. Dragii mei, haideți să rămânem credincioși lui Dumnezeu, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne fie greu, să ne sculăm cu bucurie să citim cuvântul lui Dumnezeu, cu bucurie să privim în cuvântul acesta. El este sursa noastră și puterea noastră față de a trăi zi de zi. Apostolul Pavel spunea în unul Roman, mie nu este rușine de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om, frate mei. Nu trebuie să ne fie rușine de cuvântul. Nu trebuie să ne fie greu să citim cuvântul lui Dumnezeu. Să fie pentru noi o hrană zilnică, fraților. Pentru că ea ne va da putere, ea ne va da lumină, ea ne va da înțelepciune ca să putem trăi înaintea lui Dumnezeu. De aceea spune că Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Și, într-adevăr, Domnul Iisus a spus că eu n-am venit să judec. Eu am venit ca să dau viață veșnică. Și așa Domnul Iisus apoi continuă în Evangheliile, tot în Ioan, în capitolul următor. Spunea în capitolul 5, versetul 39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dragii mei, viața veșnică nu este așa cum cred unii oameni. Așteaptă ca să găsească prin tot felul de metode, prin tot felul de ritualuri religioase, prin religii, de la una la alta. Sunt oameni care au colindat aproape toate religiile din țară și nu știu nici acum care este adevărată religie. Dragii mei, nu prin religie ne-a mântuit Dumnezeu și nu prin religie mântuiește. A trimis un mântuitor care este Iisus Hristos. Vestea bună care a venit și care au vestit-o îngerii prima dată, că vă aduc o veste bună, astăzi în cetatea lui mi s-a născut un mântuitor. Nu o religie, nu o datine, nu o tradiție. N-avem de făcut ritualuri, nu știu ce câte ritualuri ca să fim mântuiți. O singur lucru, ca să ne uităm țintă la Cel care a fost înălțat, adică la Iisus Hristos, să credem în jertfa Lui, să credem că trebuie Fiul lui Dumnezeu trimis pentru noi, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Și viața veșnică stă în Domnul nostru Iisus Hristos și în credință, în numele Lui, fraților. Și apoi, Domnul Iisus, într-adevăr, spunea mai departe acolo că adevărat, aveți răspund că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei vor asculta, vor învia. Aici este vorba de oamenii morți în păcate, dragii mei, în care am fost și eu, în care ați fost și dumneavoastră. Dar Dumnezeu l-a adus la viață. Apoi mai târziu, mai încolo, în capitolul 6, vorbește adevărat, vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărată pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea este a care s-a coborând din cer și dă lumii viață. Și asta arată acolo că eu sunt pâinea vieții. Oricine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a arătat prima dată prin poporul lui Israel, care era umbra lucrurilor viitoare, că el are metode așa de simple de a lucra cu oamenii. Ca toți oamenii, în primul rând,
ca să aibă acces, dragii mei. Ieri a fost băiatul meu la mine și lui îi place să mai filozofească din Scriptură și am zis, mă, lasă-te de problemele astea. Că Domnul Iisus, de ce nu a venit? El putea să vină cu un euzeneu, el putea să vină cu mersul, el putea să vină cu... Deci eu trebuie să vină cu un pecălar, cu un măgăruș. Și am explicat, Domnul Iisus a venit tocmai așa dezmerit ca să aibă acces orice om, frate. Pentru că la Palatul Buckingham, eu am fost în Londra și am fost acolo. Dacă credeți că te poți apropia acolo, poți vezi, să vezi de curiozitatea, să văd și eu unde stă regina, cum mănâncă, cum este servită. Credeți voi că puteți ajunge așa simplu acolo. Dar dacă venea simplu și era așa prin oraș, călare pe un măgăruș, oricine putea să vadă, să ajungă, să îl întrebe. De-aia a venit Domnul Iisus Hristos. De-aia Dumnezeu a folosit lucrurile simple și la îndemâna tuturor, dragii mei. Ca oricine, ca să aibă acces acolo. Numai ce-i cuvânt ăsta. Și de aceea spunea Apostolul Petru, nu cu aur, nu cu argint, dar a fost răscumpărat de ferul vostru. Păi toți oamenii au aur, toți oamenii au argint, toți aveau posibilitatea ca să-și plătească prețul răscumpărării. Cu sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost vărsat din belșug, pentru că Dumnezeu l-a dat în dragostea Lui, binecuvântat să fie Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. De aceea, fraților, haideți ca Dumnezeu să ne rugăm să ne mânească credința. Amin. Să demonstrăm credința aceasta prin fapte, că trecem și cu drag ascultăm de Cuvântul Lui Dumnezeu, cu drag ne simțim, să împlinim Cuvântul Lui Dumnezeu, cu drag purtăm în viața aceasta o cara Lui, dacă trebuie să zic așa, dispensul, dar să ne smerim și să oprăm smeriți, fraților, înaintea Lui Dumnezeu, prin Cuvântul Lui Dumnezeu să fim într-adevăr ceea ce Dumnezeu vrea. Să fim lumină și să fim sare a Pământului, fraților. Ca oamenii, nu prin evanghelizările noastre, punea și problema aceasta, băiatul, că nu cred că Dumnezeu ne-am obișnuit să facem evanghelizări din asta, zice, mergem cu, zice, stați mari, strigăm acolo, deranjam de toți oamenii în sate. Nu, asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim noi lumină, fraților. Amin. Să vină oamenii să uite, mă, oare ce s-a întâmplat cu omul ăsta de-a fost așa schimbat din felul lui, de cum trăia el și ăsta e un om care nu-l mai recunosc. Și atunci vin să vadă, mă, ce s-a întâmplat cu tine? Și atunci, asta e evanghelizare care are, fraților, într-adevăr, efectul vieții noastre. Asta dorește Dumnezeu să fim noi, fraților. Amin. Oameni care să privească la starea noastră cum am fost schimbat de Domnul nostru Iisus Hristos prin sângele Lui, prin jertfa Lui, prin puterea Duhului Sfânt, cum a fost născut din nou, cum am fost așezat în împărăția Lui Dumnezeu, cum am fost făcut sfinți și cum suntem într-adevăr, cum am fost sfințit și cum am fost desăvârșit prin sfințirea care a făcut-o Dumnezeu în viețile noastre. Asta dorește Dumnezeu de la noi. Iubiții mei, soluția Lui Dumnezeu a fost simplă, dar mai este o problemă. Nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu. O zis, ci oricine crede. Deci nu era obligatoriu cineva să se uită la șampi, la cel al pustii, fraților. Nu era obligatoriu. Dacă vrea. Dacă nu vrea să te uiți, că era scârbă de șerpi, așa cum sunt și în zilele noastre oameni, că vreau mi scârbă de... Nu mă tem, dar mi scârbă, nu vreau să-l văd. Dacă erau oameni din ăștia încăpățânat, care erau mușcași și pentru lui nu-i trebuie, el îi trebuie altceva. Putea să nu se uite. Dar murea sigur, fraților. Murea sigur. De aceea, ca să fii vindecat de mușcătura așa pe lui, trebuia ca să accepți. Trebuia ca să dai consimțământul. Trebuia să privești tu. E, asta dorește Dumnezeu. Amin. Eu să cred în Fiul lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu a dat să-mi să crezi că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca oricine crede în El. Și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Să mulțumim